stai. Da. Auziți, dar pe dumneavoastră v-a atacat vreodată ursul sau a fost aproape de dumneavoastră? Nu, acum două seri, ia să mă prind aici în paros. Da? Da, că m-am dus cu câinii, că am avut un frate la OEI, apoi eu dumneam la Baș, la Sfâna, acolo. Și am venit, prima noapte când am venit la OEI, a apărut aceea și m-am dus cu câinii și acolo am părut, s-am pus câinii pe el și a dat să iasă de-o coastă. Și când l-am prins de cu și am venit peste mine, s-am mariat cu câinii, acolo am părut aceea. Și până la urmă tot câinii v-au salvat. Păi tot câinii, dar fel. S-a luat și la tenă, lumină bună, nu se spune așa. De nu peste aia. E probleme mari cu diavolul de Dumnezeu. Foarte mari, nu mă. Și cu lup și cu urși. Dar lupul nu e, lupul e mai distant un pic. Lupul e hoț, se ia animalul. E hoț. Fuge de câini, de ce de om, dar lupul e periculos. Și foarte mult, numai că unul sau eu nu știu, nebunești dacă vezi că sunt pe aici. Noapte de noapte avem balamul cu ei pe aici. Noapte de noapte, da? Da, noapte de noapte. Asta are el, nu? Ziua nu prea vine, doar noapte. Vine și ziua. Da? Da, și ziua vine. Apuce de bun frate aici, la mare, în ziua la mine, cu câinii după el, dintre lume. Păcostea. Mijoare, fii domnul Păstuș. Ăștia nu erau nicio măsură, că dar acum 2 ani, 3 ani am făcut plânge pe la primărie, dar nimic. Nimic, nu? Nimic, nicio măsură. Că dă ori, să-i puște, că face. Acum am înțeles și eu că... Păi, că mai... Și acum am băgat scara și a făcut cea grea. Nu face nimic. Era vorba să... Să de mai așa... omoare câțiva, să mai nimicească câțiva, dar nu știu. Să ne ajute cu ceva sau... E foarte problem să știu spus. Da. Deci că ăștia îndrăznești, nu că urși mari, adică nu e ăștia funicari sau... Mari, nu? Mari, da, urși mari. E câte unul câte un bar. Cam câte chile estimați așa cel mai mare pe care l-ați văzut dumneavoastră? 400-500 de kg. Da? Da. Am înțeles că undeva pe aici, în zonă, s-a văzut un urs de aproape de 800 de kg sau? Este, este. Este acolo, spre zămeș, la mine acum, eu stau, pe unul de... Cam așa, la câte măguri acolo. Chiar a atacat o vacă? Pe acolo zice că e... Ia la mare, e unul negru, știu. Că vine acasă cu mălcuile, acum peste două să pun mălcuile acasă și apoi vine acolo la asta. Deci chiar e adevărat ursul, nu e da, poveste, da, ca să zic așa. Da, da. Că zice m-am că... și mirat, zice, 800 de kg păi cam... Păi zice că îl firmează aia pe gurarul, pe acolo oameni. Da? Umblă ca oameni, pânze oameni ca... și eu plinit cu lumea, mă gândesc că umblă el așa ziua la mine. E posibil. Păi... Păi acum 2-3 ani s-am dat în cot, chiar la porc am plăcut eu. M-a luat porc? Da, nu mi-a luat, dar aru vădui. Nu, nu a putut să a pus câinii pe ăla, când a ieșit afară. Aru și-a intrat de un cot. Câini afară, el în cot. Dar vreau să vă întreb de câini. Ați avut vreodată și rase străine sau numai românești? Nu, nu. N-am avut numai răscută mea. Căsălare. Da. Am văzut că aveți baraci, mioritici. Sunt toți frații aia, 8 frații. Da, da, da. Ha? 8 frații, 4 măsa și încă 3. Da, da, da. Și cum este ca femeie la voi, doamna Ionela? Cum vi se pare? Nu, foarte greu.
nu e foarte greu, nu? Cât timp ai bani în buzunar? Nu e rușine să muncești la oi. Și mai ales că... Rentează, încă rentează. Da. Rentează, dar e problemă cu lâna. Lâna o bună în paraie și avem nedamnit pentru. Deci lâna... Lâna în paraie. Nu-mi este rușine cu ceea ce fac. Da, păi nu e, nu este o rușine, munca e muncă, cinstită. Și cașul ziceți că îl faceți și dumneavoastră? Da, da. Ați deprins de mică? Da, am învățat de mică, îmi fac totul eu. De când era la mamica? Da. Avem pe ciobanul ăsta, dar nu-i place să mai doarmă aici, că... merge numai avem acasă. Avem pe da seama că avem atâtea animale și trebuie să faci. Altfel, dacă nu lucru ca lumea de calitate, că dacă nu... Da. Asta... Avem bătrâia în pleșa mea să doarmă la strână nicio culoare, că e ca lea ursul. E frică de urs. Greu, greu cu oamenii în ziua. Haide. Este foarte greu, da. Și trebuie să muncești tu pentru ei, că ei pot să fac numai ce vor. Și uite așa. Mai rar văd femei la stână, sincer da, vă spun, da, pe unde am mai fost... Le facem pe toate, mulgem la oi, la vaci, închecăm, n-am făcut. Munca nu e pentru noi o rușine sau... Da, da, da. Deci, păi nu, e de admirat. Și mai avem și trei fete, băiatul nu i-a plăcut. Băiatul de motor, da. Cu la motoare și pe gândește. Pe gândește pentru motoare. Fetele mulg la oi, la vaci. Foarte bine, că duce mai departe, duc mai departe tradiția. Auză, auză. Ei, dar acum s-au despărțit fiecare, s-au luat-o pe drumul lor. Ce ne face cu treia în pleșa, când să doar mă las. Da. A? Nu, eu cred că... Mă culc cu nevoastră asta, nu e... Dar nu e frumos. Trei cazane odată, să faci unul singur, nu e ușor. Da. Trei cași odată, dimineața, trei seara. Am noroc că nu mergem la viață. La omul soare, câți litri de lapte? Acum bine că am mai sau... împuținat de timpul de la ploile astea, am mai împuținat și oile. Ah. Am și câte o bidoane. O bidoane? Da. Venea... 200 de litri de lapte la omul soare? Da. Oh, e ceva. Mai împuținat. Da, da, da. A fost timpul ăsta numai ploios, numai... Am înțeles. Da, avem vacile iară. Multe. Au lapte, vaca și găleam. Vaci câte aveți? 80. 80, e ceva. Da. Să urmăriți, doamnelor și domnilor, va urma și un videoclip cu vacile. Asta da, e cea mai tare stână. Frumoase, bune de... Da, 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 da. Cea mai tare stână, exact. E, da, poziția este superbă, deci peisajul ăsta pe mine m-a impresionat. Poziția frumoasă. Da, seara nu mai este superbă. Îngrozitoare. Da, da, dormim și noi aici cu ei, da. Deci, ca să se înțeleagă, fane, femeile nu doar că mulg, ele sunt și neînfricate, adică poate să dea gură la câini dacă vine ursul. Da, 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 am înțeles. Fără nicio problemă. Mă, Tudor nu prea să se încadrează în... Da, oameni buni, ce stână exact în munte aici, destul de izolată. Aici nu se poate ajunge decât cu jeepul.
remarcăm și o măgăreață aici. Pe asta o folosiți la ceva? Da, bidoane cu lapte. La tracțiune, da? Bidoane cu lapte, cu apă. Bidoane cu lapte, cu apă. Da. Uh-huh. În ce direcție vine ursul? Cred că mai mult din partea aia, cred. Cam după cum se vede, din toate direcțiile. Cam din toate direcțiile, nici nu poți să estimezi. E pădure, deci nu știi exact de unde vine. Da, e plin. Pădurea e full aici, din toate direcțiile. Izolată stână. Da. Să o bine, cum e la goală. M-a lăsat Ovidiu.